Doi tineri din Bobulești, comuna Ștefănești, au crezut că au dat lovitura. Băieții de 17, respectiv 18 ani, mergeau prin pădurea din localitatea Românești cu o căruță și au dat peste mai mulți butuci de lemn. Bazați că nu-i vede nimeni, băieții au început să încarce lemnele în atelajul Hipo. În zonă a apărut însă pădurarul cantonului Silvic de pe raza localității românești, care a sunat la 112 față de cei doi tineri de 17, respectiv 18 ani, se fac cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de furt, urmând ca în funcție de rezultatul acestora să se propună o soluție procedurală. Cei doi tineri încărcaseră în atelajul Hipo aproape 60 de butuci de lemn. După întâlnirea cu oamenii legii, au fost nevoiți să-i descarce și să-i lase în pădure.